Locuitorii parohiei Măcăi din comuna Cuca au trăit momente de mare bucurie. După aproape 12 ani în care biserica satului a trecut printr-un amplu proces de restaurare, foarte mulți credincioși au avut ocazia să participe la slujba de resfințire săvârșită de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Sfânta liturghie a fost oficiată de chiriarhul eparhiei împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul rostit cu această ocazie, ierarhul a apreciat eforturile depuse de preoții și enoriașii din parohia Măcăi. Înaintașii dumneavoastră, ce oameni credincioși, ce oameni serioși, să faci biserica în vremea aceea și strămoșii ăștia extraordinari și urmașii care sunteți dumneavoastră contemporanii, asta ați venit să reînnoiți, deci sunteți în duhul înaintași. Biserica parohiei Măcăi din comuna Cuca, din protopopiatul Pitești, are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a fost construită în perioada 1916-1917 pe temelia unei biserici din anul 1907, care a fost distrusă într-un incendiu provocat de un fulger. Preotul Constantin Voronescu a reușit atunci împreună cu locuitorii satului să ridice construcția într-un singur an. Pictura a fost realizată mai târziu, între anii 1934-1935. În vremea preotului Stângescu Gheorghe, 1961-1970, a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Actualul preot paroh, Stângescu Constantin, a continuat munca tatălui său, definitivând în perioada 2009-2022 celelalte lucrări rămase neterminate, între care amintim realizarea mobilierului bisericesc și repictarea bisericii. Toate aceste lucrări au fost realizate cu sprijinul autorităților locale din comuna Cuca, a sponsorilor și credincioșilor din parohie. Pentru a răsplăti toate eforturile depuse, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, argeșanul, a oferit părintelui Constantin Stângescu distinția eparhială Crucea Basarabă. De asemenea, toți sponsorii au primit diplome de vrednicie. Ne bucurăm să fim împreună astăzi la resfințirea bisericii din satul dumneavoastră, ocazie cu care ați putut vedea felul în care înțelege biserica să primească în numele lui Dumnezeu jertfa, munca pe care dumneavoastră ați desfășurat-o în frunte cu preotul paroh și care, sigur, devine motiv de bucurie pământească, dar în același timp și bucurie cerească. Știut fiind că la o sfințire de biserică coboară Duhul Sfânt care sfințește tot ceea ce s-a închinat lui Dumnezeu. Pentru pregătirea acestui sfânt locaș, ca să primească haina cea nouă a sfințirii, domniile voastre, dragi enoriași, precum și alți ostenitori, sponsori și binefăcători, ați jertfit numai din prisosul dumneavoastră, ci chiar din puținul pe care îl aveți. Această jertfă vădește în chip strălucit că aveți dragoste pentru zidirea de locașuri sfințite și pentru împodobirea casei lui Dumnezeu cu cele mai alese odoare. În final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a primit în dar din partea parohiei o icoană cu chipul Maicii Domnului.